A fost odată un aeronaut care a avut un mare ghinion. Balonul său s-a spart și omul s-a prăvălit la pământ fără suflare. În balon se afla și fiul său, dar cu câteva clipe înainte să se prăbușească, tatăl i-a prins parașuta de umeri, iar băiatul a scăpat cu viață. Fiul moștenise de la tatălui pasiunea pentru zbor și avea destule cunoștințe ca să se facă aeronaut. Îi lipseau însă balonul și mijloacele necesare pentru a-și face rost de unul. De trăit, trebuia să trăiască, așa că s-a dedicat artei și a vorbitului frumos, fără a deschide gura, devenind un ventriloc. Și a luat un nume de scenă, zicându-și profesorul. Soția profesorului îl ajuta cu credință, ședea la intrare și vindea bilete pentru reprezentație chiar și pe timpul iernii. Dar nu făcea doar atât, ci lua parte și la un număr artistic. Profesorul își băga soția în sertarul unui dulap și de aici ea se strecura afară și dispărea din sertar. Era ca o vrăjitorie pentru public. Într-o seară, când profesorul a deschis sertarul, soția dispăruse. Nu era nici în sertarul din față, nici în cel din fund, nici în casă. Nimeni nu o văzuse. A dispărut fără urmă și nu s-a mai întors niciodată. După plecarea soției, profesorul și-a pierdut buna dispoziție. Nu mai putea să râdă, nici să mai facă glume. Lumea nu mai venea la reprezentații, bietul profesor ajungând în scurt timp un om sărac. Nu mai avea decât un purice mare pe care îi lăsase soția lui și de aceea îl iubea foarte mult. Profesorul la dresală a învățat o mulțime de trucuri, cum să prezinte arma și cum să mânuiască un tun mic. Era mândru de purice, iar puricele era mândru de el însuși. Amândoi deveniseră celebri, călătoreau prin orașele mari ale lumii, erau aplaudați de principi și de prințese. Numele lor apăreau în gazete și erau scrise pe tot mai multe afișe. Profesorul se îmbogățise. Profesorul și puricele călătoriseră prin toate țările. Doar cele sălbatice erau încă tărâmuri necunoscute. Așa că s-au decis să meargă în țara sălbaticilor, acolo unde trăiau canibalii. Nu le strica o astfel de călătorie și poate chiar îi aștepta un mare succes. Au călătorit până în Africa pe un vapor cu aburi și pe o corabie cu pânze. Puricele și-a prezentat cu dibăcie toate numerele artistice. Toată lumea i-a aplaudat și au călătorit gratis până în țara sălbaticilor. Aici domnea o prințesă mică de numai 8 ani care luase puterea din mâinile tatălui și mamei ei și conducea singură întreaga țară. Știa foarte bine ce vrea, era foarte drăguță și nemaipomenit de obraznică. După ce puricele a prezentat arma și a tras o lovitură de tun, prințesei i-a plăcut atât de mult de el, încât a zis el sau nimeni altul. Apoi a pus puricele pe bânuța ei și a zis, vei conduce țara împreună cu mine, dar trebuie să faci ce vreau eu, altfel te omor și îl mănânc pe profesor. Profesorul fusese dus într-o sală mare. Pereții erau din trestie de zahăr și ar fi putut să-i lingă dacă dorea. Dar nu era un mare amator de dulciuri. Avea și un hamac în care dormea și se simțea în el de parcă ar fi fost culcat într-un balon. De fapt, numai la zborul cu balonul îi stătea mintea. Puricele locuia cu prințesa și cedeau pe mânuța ei sau pe gâtul ei subțire. Fetița smulsese un fir de păr chiar de pe capul ei și boruncise profesorului să-i lege puricelui de un picior. Așa că prințesa îl ținea pe purice legat de o bucată de coral care i-a târna la ureche. Ce zile frumoase petrecea prințesa! Doar profesorul era trist și abătut. Lui îi plăcea să călătorească, să meargă dintr-un oraș într-altul sau să citească prin ziar ce se spunea despre istețimea lui de a învăța un purice să facă scamatorii. Stătea colcat în hamac cât era ziua de lungă trândăvia și se aduceau mâncăruri gustoase, ouă proaspete, ochi de elefant, vulpă de girafă. Profesorul se plictisea și tare ar fi vrut să părăsească țara sălbaticilor, dar nu putea pleca fără purice. Cum să pună mâna pe el? Nu era o treabă ușoară. S-a gândit mult timp. Și la un moment dat a zis, am găsit. Și s-a dus la prințesă. Înălțime, permiteți-mi să-i învăț pe supușii dumneavoastră să se prezinte în fața măriei voastre. În cele mai mari țări din lume se numește ceremonie. Poți să mă înveți și pe mine? L-a întrebat tatăl prințesei și profesorul i-a răspuns, sigur, am să te învăț să tragi o lovitură de tun de se va cutremura întreg pământul.
Din păcate, în toată țara nu exista altul în afară de cel al puricelui, care era prea mic. Am să fac eu unul mai mare, a zis profesorul. Am nevoie de mătase fină, de ac și ață, de sfoară și de frânghii. Și a obținut tot ce a cerut. Toată țara s-a adunat să vadă tunul cel mare. Balonul fusese umflat și abia mai putea fi ținut la pământ, atât de rău se zgâlțâia. Trebuie să las se înalțe în văzduh ca să se răcească, a strigat profesorul mulțimii și s-a urcat în coșul agățat sub balon. Nu pot să-l dirige singur, îmi trebuie un însoțitor priceput și numai puricele mă poate ajuta. Nu prea aș vrea să las, a spus prințesa, dar i-a dat totuși puricele profesorului. Dați drumul frânghiilor, a strigat el, să se înalțe balonul. Toată lumea a crezut că spune tunul. Balonul s-a înălțat din ce în ce mai sus pe cer, până deasupra norilor și a fost dus din țara sălbaticilor. Mica prințesă, tatăl, mama ei și întregul popor stăteau și așteptau. Mai așteaptă și azi. Dacă nu mă credeți, duceți-vă în țara sălbaticilor, acolo unde toți copiii vorbesc despre purice și despre profesor. Se întreabă în ce zi se va răci tunul și îi va duce din nou pe acele meleaguri. Dar ei nu se vor mai întoarce niciodată. Au ajuns în țara lor, au un succes mare și un balon mare. Puricele și profesorul au devenit oameni de vază și au trăit mulți ani fericiți.